Salutare, bine v-am găsit la un episod. În acest episod, sper că se vede bine lumina. Sau ce spune că se vede bine lumina. Ok. În acest episod m-am gândit să fac un Q&A. Pentru că n-am făcut de mult chestia asta și... Da. Am întrebările pe laptop. Da. Prima întrebare. Câți ani ai? Am 10 ani. Fac vara asta 11. Mulți înainte. Mulțumesc. De unde îl cunoști pe Mihai? Știți, voi, cel care fac eu colaborări mai nou și care am multe videoclipuri. În primul rând, suntem prieteni, suntem în aceeași clasă. Și aveți canalul lui în descriere. Ai copii? Normal, ce om de 10 ani n-ai copii, adică toți oamenii de 10 ani au copii, nu? Ce voi nu? Ești vampir? Pentru că așa arăți. Păi nu știu. Da, chiar sunt vampir. Următoarea întrebare e cea mai interesantă. Nu! Chiar sunt de acord cu tipul ăsta. Când faci adevăr și provocare 3? Avea și provocare te o să fac în martie, nu dacă va însa asta, nu mă țin minte, dar în fiecare lună voi face un adevăr și provocare, când nu știu, dar știu că în fiecare lună o să fac cu siguranță. Deci dacă, de exemplu, în aprilie n-am făcut tot, n-am făcut toată luna și știți că tot să fac la final, la sfârșitul lunii, deci tot timpul o să fac adevărat provocare în fiecare lună. Până când n-o să mai lăsați voi provocări, pentru că n-o să mai încerc să fac, pentru că le-am făcut pe toate. După o să încep să fac un Q&A pe lună și da. Ketchup sau muștar? Muștar. Bine, eu am stat toate întrebările și le-am aici, le-am pus aici pe toate. Bine. Întrebările le-am selectat și le-am pus pe toate aici. Pe cât e ziua ta? Ziua mea este pe 11 iulie, fac 11 ani. Vara asta. Da, pe 11 iulie. McDonald's sau KFC? Bă, McDonald's. Acolo mă duc mai des, la KFC merg mai rar. Dar da. Ai tras vreodată cu o armă adevărată? Nu. Ce facem în timpul liber? Păi mă joc, filmez, fac live-uri, dar mai rar. Nu știu, plec cu prietenii. Prin oraș, alte chestii astea. Când faci următorul live? Următorul live o sâmbătă, o duminică. Cam, cred că tot pe la 3 sau 2. Ce jocuri joci în timpul liber? În timpul liber joc Clash of Clans, CS1.6, ce mai joc? FIFA 2014. Deși știu că e destul de vechi. Destul de vechi. Acum zic că e destul de vechi pentru că majoritatea se joacă FIFA 2016 sau 2015. Eu joc 2014 pentru că pe salan și asta îmi place. Alte jocuri momentan nu mă joc. Bine, și jocurile care le mai filmez. Dar bale așa. Ce fac la 30? Sau 40 de abonați. Păi cred că la 30, nu știu, la 30 încă mă mai gândesc. Nici știu dacă o să fac ceva special la 30 de abonați. Dar la 40 sunt sigur că o să fac un live de 2 sau 3 ore. Ceea ce fie foarte șmecher cu Mihai și alte chestii. Da. Următoarea întrebare. Mai pui Transformice? Transformice nu știu dacă o să mai pun. Dacă sunt gen 3 like-uri la video ăsta, o să pun Transformice? De fapt, nu. În comentarii lăsați-mi voi dacă vreți să mai pun Transformers. Momentan nu mă gândesc să pun, dacă voi vreți eu să pun. În ce an te-ai născut? M-am născut în anul 2005. Dacă ai fi invizibil, ce ai face? Aș face farse. Cred că unii dintre voi se simt. Da. Cu ce echipă ții? Cu Steaua sau Dinamo? Cu Steaua. Ce meserie vrei să ai când vei fi adult? Ma? Prezentator TV. Da, cred că prezentator TV. Pizza sau shawarma?
Shawarma. Se graça, Shawarma. Que não faz Q&A? Nossa, já vê se toca mais Q&A. Lamare sau la munte? Cât că la munte, dormim la munte. Care am timpul tău preferat? Ma, tu ai să nu timpul. Ceea ce să aleg unul. E, nu știu, eu am două. Îmi place iarna, pentru că e Crăciunul. E zăpadă. Așa? Dar și vara, pentru că e cald, ies mai des cu prietenii. Și de asta. Ok, sunt cam puține întrebări, dar na. Nu prea am avut întrebări, dar da. Ce să faci? Și am uitat să spun. Dacă vreți și voi să câștigați o chestie de asta, niște din zăștia de vampir. Chestia asta. Cum am avut cea mai devreme. Să fac. Arf. Dacă vreți și voi să câștigați asta, mai am încă 3. Dacă vreți să câștigați o chestie de asta, să vă speriați prietenii. Lăsați în comentarii 7 numere de la 1 la 50 și puteți câștiga, pentru că o să fac un concurs și poate câștiga absolut oricine. Depinde de noroc. Deci nu uitați. 5, 7 numere în comentarii de la 1 la 50. Ok, deci. Cam atât de episod. Eu am fost Robert și vă salut. Pa!